Și la Pitești au fost proteste în stradă. Colegul nostru, Marian Jinga, urmărește și în această seară evenimentele. Marian, bună seara! La Craiova deocamdată nu au apărut oameni în stradă. Ce se întâmplă acum la Pitești? Și nici la Pitești, bună seara, Tibi. Piteștiul este un fel atipic față de celelalte orașe, pentru că în fiecare seară protestele aici au început în jurul orei 20. Așa s-a anunțat pe rețelele de socializare, așa s-a și întâmplat. Seara trecută, spre exemplu, aproximativ 2000 de oameni au mărșăluit între prefectură și primărie, spațiul destinat fiecărei țări pentru acest meeting este marșul de protest cu privire la ordonanța respectivă. Aseară, în jurul orei 20 și 30 de minute, se aștepta răspunsul de la guvern. Oamenii, când au aflat că se va renunța la respectivă ordonanță, o parte dintre ei au plecat, au rămas aproximativ 1000, aceiași care vor spune că vor veni și în această seară, bineînțeles, tot după ora 20, pentru ca să mențină ritmul din fiecare seară.